luna martie, șomerii făgărășeni și nu numai se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: ajutor bucătar, bucătar, contabil, expert achiziții publice, îngrijitor bătrân la domiciliu, masior, mecanic auto, montator instalații solare și operator CNC. Perioada preconizată pentru începerea acestor nouă cursuri de formare profesională este cuprinsă între 20 și 29 martie 2024. Aceste cursuri sunt organizate în mod gratuit pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, șomeri indemnizați și neindemnizați, iar durata cursului variază între 2 și 6 luni, conform specificului meseriei. Studiile necesare în vederea participării la unul dintre cursurile de formare profesionale sunt studii superioare economice, juridice sau tehnice pentru cursul de expert achiziții publice, liceu economic sau real cu bacalaureat pentru cursul de contabil, liceu fără bacalaureat pentru cursul de masior, școală profesională cu profil tehnic pentru cursul de montator instalații solare, studii minime obligatorii pentru cursurile de bucătar, mecanic auto și operator CNC, învățământ gimnazial 8 clase pentru cursul de îngrijitor bătrân la domiciliu și învățământ primar 4 clase pentru cursul de ajutor bucătar.